Când începem? Imediat. Dar tu nu ai kendama, văd. Am minci de fotbal. Păi nu e cu kendama. Nu e cu kendama, ți-am zis că facem football challenges. A. Bine atunci, hai să-ți arăt ce știu. Hai, arată, măcar atât. Dacă tot ai adus-o. Mingile de fotbal, zic. Ești atent. Eu joc doar atacant la echipa noastră de Spune-mi, te rog, trei fotbaliști care au câștigat cel puțin două baloane de aur. Și Messi. Și încă unul. Și nu mai contează. Ok, răspunsul tău nu e chiar foarte bun, dar o să te las totuși în prima întrebare. Sare, vrei să dai tu primul sau dau eu? Vreau să dau eu primul. Ok. Foul? Nu, fără foul, doar citezi. Au, ce aproape-i fost! Câți ani vei avea peste un an? Asta nu este treaba ta. Ok. Și aș vrea să știu câți ani ai tu ca să pui astfel de întrebări. Să zic eu am 19, deci legal pot să te întreb. Adică am peste 18. Mulți înainte. Mulțumesc frumos. Și deci câți ani vei avea peste un an? Voi avea cu un an mai mult decât am acum. S-a descurcat foarte bine, sincer, a ridicat tacheta foarte mult. Împotriva lui Cobra a marcat doar 4 goluri. Și atât, de atât va fi nevoie doar ca să regalezi. Am nevoie de mult noroc. Chiar dacă risc să ratez una, voi încerca o rabala totuși. Al doilea challenge va fi din driblinguri. Voi cronometra la editare și vedem cine trece printre jaloane cel mai repede. A doua întrebare nu e de cultură generală, dar dacă mă va impresiona răspunsul tău, vei decide tu ce faci. Dacă ai fi un fotbalist, cine ai fi? Dacă aș fi fotbalist, nu știu cine aș fi, dar m-aș numi Coutinho. Așa au spus fetele la școală. Da.
Nu pot să fiu serios în preajma lui Cosmin. E un personaj incredibil. Ești un personaj incredibil. Mulțumesc, mulțumesc, înseamnă mult. Nu era complet. Da. Să-i dăm drumul. Deci mi-a plăcut răspunsul tău. Foarte bun. Așa. Vrei tu să dai primul sau merg eu? Vrei să merg tu sau merg eu? Vreau să dau eu primul. Ok, trebuie să mergi printre jaloane. Cu mingea. Pleci de la primul, de acolo. Nu e obligatoriu să dai gol. Așa, încă o încercare. Ai lipsit deja? Să știi că poate aduc pentru. Cine este persoana care te inspiră în ceea ce faci? Persoana care mă inspiră în ceea ce faci, în ceea ce fac, este vărul meu, Rareș. Ok. Care mă inspiră să nu fiu ca el. Poate mă voi descurca mai bine, că sunt atât de un adevărat talent. Asta a fost de încălzire, așa. Da, Cosmin chiar m-a impresionat cu skill-urile lui, așa că și pentru a fi mai interesant, îi voi da această probă lui. Rămâne să decidem la Crossbar Challenge cine va fi câștigătorul. A treia întrebare de cultură generală ar fi... Haide să nu mai facem cultură generală, să facem piatră, farfece, hârtie. Hai să facem. La 3, da? Da. 1, 2, 3 și... Te-am bătut. Nu a fost corect. Ai schimbat după. Deci trebuie să mai facem o dată. Regulile tale. Cum să fie regulile mele? Așa sunt regulile normale. Hai. 1, 2, 3 și... West Side câștigă întotdeauna. Acum facem Crossbar Challenge. Se pune. E Crossbar Challenge. Trebuie să mergem bara de sus. Plăcea să mă uit seara la filme de acțiune și mi-au plăcut.
mulțumesc foarte mult lui Cosmin pentru prezență. Sper că v-a plăcut acest filmuleț. Dați un like. Dați un like, un subscribe și abonați-vă la canalul lui, veți avea linkul în descriere. Vreți să spui ceva pe final? Nu am ce să-ți mai spun pentru că ești un trișor. De ce? Nu mai am. Ieșirea e pe aici? Da, pe acolo. Dai mânuțile de taxi? Merg cu mine cu taxi-ul. Deoarece Cosmin s-a plictisit și probabil s-a și supărat și a vrut să plecăm mai repede, suntem acum în taxi și o să-l rog să-mi spună care este dream team-ul tău. Poți să-mi spui, te rog, care este dream team-ul tău? Nu știu care este dream team-ul tău, dar pot să-ți spun dream team-ul meu. Ok, spune. Câți jucători trebuie? Ce întrebare asta, măi, Cosmine? 11 jucători, doar nu jucăm. Dream team-ul meu are mai puțin jucători, fiindcă toți sunt foarte buni. Ok. Pe partea stângă, Lionel Messi. Așa. Pe partea dreaptă, Lionel Messi. Și da? În centru, în atac, eu. Ok, ok, ok. Și atât, doar 3 jucători? Doar 3. Și portar? Portar Tătărușan. Ok, wow. Este un coleg de la noi de la școală care apără foarte bine. Eu voiam să spun că e primul român care joacă în serenitate și va fi în aceste dream team-uri pe care le fac cu diferiți invitați și el îmi spune de colegul său de la școală. Da. Mulțumesc frumos și pentru asta. Poți să mulțumesc și mai frumos. Cum anume? Să plătești taxiul. Oricum plătești taxiul, stai liniștit. Atunci eu îți mulțumesc frumos. Cu plăcere. Ești un băiat